Așa că băieții din biserica ta nu mai nu sunt atractivi. Ăla care vine cu Biblia nu e atractiv la biserică. E atractiv ăla de pe Facebook. Scria acum o fată recent, de Cristi, la orice conferință vei merge, te rog, urlă, strigă și spune la fete să nu facă ce am făcut eu. Că nu m-a interesat băiatul pocăit, m-a interesat băiatul șmecher, tupeist, cu figuri. Și acum am plecat cu alta. Și plâng acasă. Și n-am șervețele câte lacrimi am. Eu v-am spus vorbele ei, parafrazate. Mesajul ei pe care mi l-au transmis. Dar nu m-a interesat cine era aproape de mine, pe care l-am văzut. M-a interesat ăla care era mai de departe. Pericolul de a pune preț pe celebrități și nu pe eroi. Pe Biblia că Rebeca i-a zis și Isaac, auzi, du-te, zice, dar vezi să nu-ți iei fată de lume. Să-ți iei fată, să-ți căsătorești cu o fată în Domnul, cu alte cuvinte. Să-ți iei din poporul tău. Și asta trebuie să fie o aplicație pentru toți tinerii care sunt aici. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, n-ai voie să te căsătorești în lume. Biblia spune, nu vă înjugați la un juc cu cei necredincioși. Dragul tati, dragul mami, du-te și ia-ți fată de unde? Din poporul Domnului. Nu fi ca Esau care și-a luat fete de unde? De la filisteni și de la popor din împrejur. Du-te și ia-ți de acolo, din casa lui Betuiel. Ia-ți de acolo fată după inima Domnului. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Cerceii nu te fac mai valoroasă. Lanțurile și inelele nu te fac mai valoroasă. Hainele scumpe nu te fac mai valoroasă. Tencuielile nu te fac mai frumoasă. Ceea ce dă valoare unei femei, ascultați, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei.